Șoferii și-au pus mâinile în cap încercând să circule luni dimineață prin municipiu. Ninsoarea care a căzut din abundență le-a încurcat socotelile autorităților, care susțin că au ieșit la dezăpezire din timp. Lucrăm de aseară de la ora 18 cu RSP-uri împrăștietoare în tot orașul și cu pluguri pentru îndepărtat zăpada de pe carosabil și lucrăm astăzi începând cu ora 8 cu 6-4-12 buldo în intersecții și pe străduțele înguste din cartier. Cu toate acestea, pentru șoferii care au circulat încă de la primele ore, cum sunt taximetriștii, orașul părea departe de a fi dezăpezit sau traficul prea fluid. Prost. Pe unde în special? Străzile naturale, și unde a fost tot timpul. S-au curățat centrul limitroful s-a lăsat și s-a nins peste gheață. Și atunci chemați clienții la strada principală? Uneori da, uneori nu, dar de obicei noi, ca firmă, încercăm să mergem până unde se poate ca să nu dăunăm clienților. Cartierul CFR e cel mai greu la ora actuală. N-a intrat nimeni pe acolo, nu? Au intrat, dar cu plugul mic. Nu se poate circula pe unele străduțe decât numai cu o singură mașină. E în continuare gheață pe stradă? Este. Chiar alunecă. Pe străduțe laterale ne cam frică să intrăm, că rămânem acolo și nu mai putem ieși. E aceeași poșghiță de gheață pe dedesubt? Este. Deci e și normal. Zăpada jos era gheață, iar acum zăpada o acoperită. Ceva utilaje în drumul dumneavoastră? De unde ați văzut? Pe la autogară am văzut unul singur. În restul n-am văzut nimic. Oamenii sunt nemulțumiți și că nu s-a dat cu suficient material antiderapant și spun că intervenția trebuie să fie mai accentuată, mai ales că ninge neîntrerupt. Nu ar fi prima dată când autoritățile locale sunt prinse pe picior greșit în ceea ce privește dezăpezirea și săptămâna trecută s-a circulat dificil în municipiu pentru că utilajele nu au fost solicitate la timp. În plus, autoritățile au realizat și că erau expirate contractele în baza cărora ar fi trebuit să se realizeze dezăpezirea.